Când a început prietenia ta cu Iana? Eu o iubesc pe Iana. Este, cred că, varianta mea, cred că sora mea pe care n-am avut-o niciodată. Deci de fiecare dată când ne vedem, ne îmbrățișăm și avem așa o iubire, una fața pentru cealaltă, și este o... când ne vedem, mereu îmi spune: Giulia, vreau să-ți spun ceva. Pentru că pe vremuri colaboram și eu cu Adrian Ordean, compozitorul Asia, și Adrian i-a spus lui Iana: Iana, vină cu a, vrei să-ți arăt ceva? Vrei să-ți arăt, bine, acum nu vorbesc despre mine, dar spun asta, vrei să-ți arăt o față perfectă? Vino aici. Și mi-a arătat albumul meu, cover-ul de la albumul meu israelian. Ci că o vezi pe Giulia? Și după am intrat eu în studio și Iana mereu îmi spune chestia asta. Am zis: uite cine vorbește, tu care ești o frumusețe, un înger, așa. Ci că și tu, și uite așa, ne complimentăm una pe alta, ne ridicăm ego-ul reciproc. Și da, deci avem o relație foarte specială și mă bucur tare mult, tare mult să o susțin și să fiu alături de ea. Este un talent extraordinar. Ce proiecte ai în pregătire sau în desfășurare? Da, eu sunt în pregătire pentru a ajuta mai multe femei să-și descopere puterea interioară care se află în ele, pentru că sunt foarte multe femei care sunt inteligente, care sunt realizate, care sunt frumoase. Și dacă te duci la ele și le întrebi: ești fericită? Ai tot ce ai nevoie? Ești împlinită? Răspunsul, majoritatea ar fi nu. Și atunci eu am identificat the missing link și îmi dau seama că partea din pregătirea mea, din evoluția spirituală pe care am trecut, este o misiune de a mea de a ajuta aceste femei, și pregătesc program pentru în acest sens. Bineînțeles că rămâne partea mea artistică. Acum scriem scenariu pentru o nouă comedie romantică. Abia aștept, care o să o filmăm la vară, care casa mea de producție o va produce. Deci îmbin partea, vocația mea cu partea artistică și bineînțeles că mai sunt și alte proiecte care rămâne de văzut. Ultima întrebare, spune-mi tu, când ți-ai dat seama că poți fi fericit, adică să îți accepți defectele, să fii împăcată tu cu tine, că mă gândesc că ai avut și tu o perioadă de căutări în care totdeauna îți mai lipsea câte ceva. Așa este. Bineînțeles că mereu avem momente de ups and downs, dar important este să știm că atunci când avem momente de cădere, să nu mergem contra, să știm să le conștientizăm și să le îmbrățișăm, pentru că sunt parte din noi. Pentru mine m-a ajutat foarte mult, bine, când am început să practic yoga și când, făcând meditații și urmând un program, o rutină în felul acesta, este extrem de important să avem această rutină, pentru că nu ai cum să faci o meditație acum și încă una în două săptămâni și să spui gata, sunt bine. Nu funcționează lucrurile așa. Trebuie de făcut un efort. Pentru a fi bine, înseamnă disciplină. Asta este, trebuie să ai o proprie disciplină și dacă o cultivi această disciplină, atunci poți să evoluezi mai departe și să găsești acel echilibru care toată lumea de fapt are nevoie, acea pace interioară, să spui sunt bine cu mine, sunt împăcată, știu că sunt unde sunt, la locul potrivit, în timpul potrivit, cu oamenii potriviți alături de mine, pentru că de multe ori nu suntem conștienți că sunt anumite persoane care sunt alături de noi și care nu ne sunt benefici. Și ne este greu să ne rupem. Deci ce vârstă aveai când ai găsit acest echilibru? După 35 de ani, cu siguranță.